Astăzi a avut loc deschiderea simpozionului internațional Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. Evenimentul, care durează două zile, este organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei și reunește nume cunoscute ale culturii românești contemporane și specialiști din diverse domenii științifice. Anul acesta, simpozionul internațional Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate a ajuns la cea de-a 13-a ediție. De această dată, evenimentul își desfășoară sesiunile științifice în mediul online, ca urmare a situației sanitare actuale. Deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului a avut loc dimineață și a fost făcută de Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Ierarhul a susținut referatul Îndatoririle creștinului pentru cei răposați și a prezentat temele generale ce vor fi aduse în discuție în cele două zile ale simpozionului. După o întrerupere de 2 ani, ne aflăm la simpozionul Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. Simpozionul nostru nu își propune să dezbată o temă, ci lasă posibilitatea tuturor participanților din diferite domenii, teologie, istorie, literatură, etnografie, folclor și nu numai, să își prezinte teme, comunicări pe care le cunosc cel mai bine, la care au meditat, după domeniul de specializare, de pregătire. Anul acesta, mai mulți ierarhi ai bisericii noastre au răspuns invitației de a participa la lucrările simpozionului. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, s-a alăturat participanților și a vorbit despre situația bisericii din Ungaria în timpul pandemiei. Am trecut bine peste acest an, din, să spunem, rândurile care au existat în această țară, și din respectul pe care ea l-a cultivat în legătură cu toate cultele, am avut bisericile deschise în tot timpul anului care a trecut, chiar dacă aceste știri care au venit în avalanșă peste noi despre pandemie au îngrijorat sufletele tuturor oamenilor. Simpozionul este organizat de Episcopia Severinului și Strehaiei prin sectorul cultural și învățământ în parteneriat cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Episcopia Severinului și Strehaiei, mai precis Centrul Eparhial prin sectorul cultural și învățământ, are organizate mai multe activități în această perioadă, mai ales că de la 1 iunie beneficiem și de mai multe libertăți, mai puține restricții în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Cea pe care o desfășoară astăzi este simpozionul internațional Mehedinți, istorie, cultură și spiritualitate. Ne bucurăm de prezența unui număr destul de mare de participanți din toate centrele universitare ale țării sau poate, nu chiar din toate, dar din majoritatea centrelor universitare. Avem alături de noi, de asemenea, 4 dintre ierarhii Sfântului Sinod al bisericii noastre, ortodoxe române, și sperăm ca acest simpozion să decurgă în condiții bune, să fie spre folosul nostru. Referatele susținute anul acesta în cadrul simpozionului vor fi publicate într-un volum tematic.